În jurul, evident, al drogurilor, al consumului de droguri, al traficului de droguri, martorul mincinos a fost condamnat. Salut și bine te-am găsit la acest nou episod. Eu sunt Dragoș și, într-adevăr, n-am postat o vreme destul de lungă, aproape o lună jumate, n-am postat niciun episod din povestea cu care v-am obișnuit, în care îmi exprim în cuvinte experiența prin care am trecut. N-am postat atâta timp pentru că în ultima perioadă de o lună jumate am muncit foarte mult, pentru că în momentul de față YouTube urmă să mănânc și am fost nevoit să muncesc foarte mult ca să-mi ating visele și să merg mai departe cu toate proiectele pe care le-am început. Așadar, acesta este un motiv pentru care nu am mai postat niciun episod pe acest canal. Alt motiv este faptul că m-am mutat în acest loc, iar acesta este primul episod pe care îl filmez aici, în noua locuință și noul meu studio, în care voi filma și câteva podcasturi cu diferiți invitați. Chiar cât de curând urmează să filmez primul podcast aici cu o invitată specială. În acest moment am ajuns la jumătatea poveștii pe episoade, cum am prezentat-o și până acum, dar mai avem încă vreo 25 de episoade de prezentat până se va ajunge la finalul poveștii, pentru că evident această poveste are și un sfârșit. Între timp voi începe să fac și aceste podcasturi pe diferite teme, în jurul, evident, al drogurilor, al consumului de droguri, al traficului de droguri, dar mai încolo îmi doresc să extind această arie și să vorbesc cu oameni care au ceva de transmis și despre alte subiecte. Așadar, mă bucur că am revenit, iar acum vă promit că nu mă voi mai opri până nu voi termina această poveste, nu voi mai face pauze atât de lungi. Ca să ne întoarcem la iarba noastră, martorul mincinos a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Asta a fost o condamnare în prima instanță, o condamnare din partea Tribunalului Cluj. Deja pe martorul mincinos cred că îl cunoașteți, cei care nu au auzit de el. Acesta este tipul care m-a turnat pe mine în 2019, iar eu la rândul meu l-am turnat pe el în anul 2021 și acum, după atâția ani de zile, acesta a fost condamnat în prima instanță la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru plouă. Iuia! Apară plouă în casă, e bine. Pentru, evident, trafic de droguri de risc, din ce știu eu. Acesta nu a fost închis, el se află în libertate și presupun că ar fi turnat absolut tot ce au știut și tot ce nu au știut ca să primească această pedeapsă destul de bună, dacă pot să zic așa, ținând cont că este a doua oară când repet aceeași faptă. Acesta este în libertate și nu va fi dus în închisoare numai în momentul în care Curtea de Apel Cluj, pentru că acesta a și depus contestație, Curtea de Apel Cluj îi va oferi o condamnare definitivă. Oricum, râdeam cu un prieten de-a meu că și în cazul în care acesta va rămâne definitiv cu o condamnare cu executare, a ratat cea mai interesantă parte, și anume cea de la Gherla, în care ești ținut acolo până în momentul în care ești condamnat definitiv și nu știi la ce condamnare să te aștepți exact, poți doar să-ți faci multe, multe calcule și, bineînțeles, și oamenii de acolo sunt mult mai agitați. Penitenciarul Gherla este un penitenciar foarte, foarte dur, așa, și ca impact vizual și ca oameni care sunt pe acolo și ca nivel de stres, ca tot, ca absolut tot. Penitenciarul Gherla este un penitenciar, este cel mai dur penitenciar pe care l-am văzut eu și în care am fost eu. Martorul mincinos se poate bucura că a scăpat de acest stres în plus și de această nouă locație. Probabil el, dacă va fi condamnat definitiv la o condamnare cu executare, va fi trimis la penitenciarul din Bistrița, unde lucrurile sunt mai lejere, pentru că oamenii deja își cunosc condamnările, majoritatea dintre ei pot să și muncească și chiar muncesc acolo, nu sunt atât de mulți deținuți și cumva îi mai ușor, îi mai ok, și așa au fost și pentru mine
evident, când am ajuns acolo. Așadar, martorul mincinos a ratat, se pare că, distracția de la Gherla, dar, bineînțeles, vă voi ține la curent cu ce se va întâmpla și care va fi condamnarea definitivă a acestuia. Era așadar luna mai a anului 2021, eram în penitenciarul Gherla, în camera 22, era un început de vară foarte călduroasă și, dragilor, vara este cea mai greu de suportat perioadă în care poți să fii închis, pentru că vara cu toții ne-am dorit să ieșim afară, înfrunzesc copaci, înfloresc florile, crește iarba, plouă, tună, fulgeră, sunt fenomene frumoase afară pe care și noi ca deținuți ne-am fi dorit să le vedem mai îndeaproape, să fim mai aproape de natură, dar evident era asta numai în capul nostru, noi tot închiși eram și ne mai uitam cu dor pe geam la pădurea din depărtare sau la ceva de acolo, cine mai trece, o chestie insuportabilă. Și noi n-am mari probleme cu căldura, că despre asta e vorba, este căldura vara în penitenciar, mai ales în camerele astea în care sunt câte 24 de oameni într-un apartament de 60 de metri pătrați sau cât are camera aia, 24 de oameni, îmi amintesc că curgea apa pe noi și numai stăteam, deci stăteam liniștiți fiind atâta de mulți, nu tu aer condiționat, nu tu un pic de aer, ceva pe acolo să circule aerul, și fiind atât de mulți oameni, era foarte, foarte, foarte cald în cameră, încât curgea apa pe mine și eu chiar sunt așa destul de rezistent la căldură. Evident, erau și oameni care nu suportau absolut deloc căldura aia nebună. Era numai luna mai, în luna iunie, în luna iulie, evident, o căldură și mai mare, și mi-amintesc că făceam baie cu apă rece de 2-3 ori pe zi. Team toți în pantalon scurt, îți dai seama, pe acolo dezbrăcați, în pantalon scurt și în șlap, și mergeam la baie și turnam apă rece pe noi ca să ne răcorim, pentru că era foarte cald. Tot vara au ieșit și mai multe ploșnițe, pentru că acestea se înmulțesc foarte des în perioada de vară, au ieșit acolo foarte multe ploșnițe, mergeau alea pe noi, umblau pe noi noaptea, ziua, dimineața, deci foarte, foarte multe ploșnițe, câteva mii erau acolo în cameră și, evident, și acesta era un factor care era foarte, foarte nașpa, foarte urât, mai ales când îți intra câte o ploșniță din aia în ureche sau prin nas sau aia, o simțeai pe față sau prin păr și da. Se pare că oricât am încercat să scăpăm de ele noi, ca deținuți, în momentul acela n-am reușit, tot dădeam cu oțet pe placajul ăla de la pat, bale ardeam pe acolo, făceam tot felul de soluții cu domestos, dar nicio soluție, poate provizorie de nu știu câteva ore, câteva zile, după care aceste ploșnițe iarăși veneau și ne invadau și ne mâncau și ne mușcau și erau acolo oameni care aveau răni pe ei, pentru că se inflamau cumva, făceau ceva reacție sângele lor la mușcătura de ploșniță și li se făceau așa ca niște buboie foarte mari pe ei. No, eu n-am avut problema asta, dar tot nu-mi plăcea să simt că umblă gonge pe mine când stau liniștit sau că, nu știu, mă uit la televizor sau... De aceea preferam cât de mult puteam să stau afară și în perioada aceea, după cum v-am zis și într-un alt episod, eram într-o cameră cu un șef de cameră care voia să facă sport, cât de mult sport, și împreună cu el și cu alți băieți din cameră stăteam afară câteva ore pe zi când ne permiteau polițiștii și făceam acolo sport în continuu, luam aer, mai glumeam acolo, mai râdeam între noi și a fost o atmosferă, da, destul de prietenoasă, ținând cont de locul în care eram. La instanța pe care am avut-o în luna mai, nu a primit nimeni vreo schimbare de arest preventiv, să primească arest la domiciliu. Din cei 10 inculpați care erau în dosar, 4 erau deja acasă în arest la domiciliu, iar ceilalți 6, printre care și eu, eram tot închiși în penitenciarul Gherla și, evident, nu mai prea aveam șanse să primim arest la domiciliu, din ce ne-au zis avocații și din ce am mai discutat și noi între noi, și era un moment în care deja eu unul așteptam să vină odată condamnarea definitivă, să știu cât timp voi fi închis și cât va mai dura până voi reuși să plec
acasă. Eram deja închis de peste 10 luni de zile, în momentul acela destul de mult pentru mine, pentru că număram fiecare zi, simțeam foarte accentuat fiecare zi care trece, faptul că mă apropii de condamnarea definitivă, dar totuși mai am până ajung la condamnarea definitivă. Mai erau vreo 2 luni până știam exact cifra și cât timp voi fi nevoit să petrec în penitenciar. Între timp mai citeam cărți, dacă reușeam să-mi potolesc mintea, pentru că era o perioadă destul de stresantă pentru mine și nu cred că era zi în care să nu mă gândesc la condamnarea definitivă, la următorii ani pe care voi petrece în penitenciar. Mă mai puneam câteodată să citesc o carte și știu că citeam o pagină, două, și după aia în capul meu venea atât de profund gândul acesta că urmează condamnarea, că e o etapă foarte importantă din viața mea, evident era foarte importantă pentru că urma să știu câți ani voi fi plecat de lângă cei dragi. Nu prea am reușit în perioada aceea să stau foarte focusat. Într-adevăr simțeam acel nivel de stres care nu era numai pe mine, era pe majoritatea de acolo din cameră, pentru că pe toți pe rând îi luau așa valuri când, ok, știau prima condamnare, după aia urmau a doua condamnare, iarăși se cam răstornă carul și nu știi tare multe, poți numai să presupui. De asemenea, cei cu care eram în dosar și cu care eram și în cameră erau încă 2 băieți și cu aceștia tot discutam și tot împărțeam păreri. În fiecare zi noi ne făceam calcule acolo cam cum o să fie. A fost o perioadă în care preferam să fac mult sport și asta am și făcut. O perioadă în care tot ce puteam să fac în momentul acela era să aștept, era să am răbdare și evident să am grijă de mine. Oameni frumoși, cam atât cu acest episod, mai multe detalii în următoarele episoade. Vă salut și vă doresc numai bine, bine, pa! Așadar, mă bucur că am revenit, iar acum vă promit că prăjală! Fără să auzim!